Hei, salutare și bine v-am regăsit. Numele meu este Cristi, aka Captain Nedin, și v-am adus încă un video din World of Tanks cu un gameplay trash review la tankul de tier 10 Object 140. Este un review care am vrut să-l fac de foarte mult timp, dar nu m-am grăbit pentru că am vrut să-mi confirm sau să-mi infirm anumite lucruri legate de acest tank, dacă este mai bun sau nu decât T-62A, fratele lui Jamon, dar dintr-o altă mamă, combinat cu vecinul de la etajul 4, da, Cristi. Bun, hai să nu mai mâncăm căcat, să trecem la treabă. Ca de obicei o să vorbim de puncte forte și puncte slabe mai întâi. Puncte forte la acest tank. Are cel mai bun rate of fire dintre toate tankurile tier 10. Este la fel de bun ca T-62 aulă din acest punct de vedere. Automat ce înseamnă un DPM foarte bun, comparativ cu celelalte tankuri medii de tier 10. Este un tank foarte agil, atinge un top speed destul de bun, și anume de 55 de km la oră, o turelă foarte puternică, ceea ce permite să primească foarte multe bounce-uri, având în vedere rotunjimea ei, nu pune rezistență foarte mare la teren, adică în momentul în care trece, de exemplu, prin mlaștină, pe terenul mlaștinoase, nu pierde foarte multă viteză și își păstrează o mobilitate decentă și bună, putând astfel să treacă fără probleme de acea mlaștină. Pierde foarte puțină viteză în momentul în care se întoarce, o acuratețe foarte bună, atât din mers cât și de pe loc. Are un profil foarte jos, probabil că se observă acest lucru, ceea ce înseamnă că este foarte greu de nimerit în același timp și o armură frontală foarte înclinată, ceea ce își permite în unele situații să-și primească bounce-uri. Dar, cum e tank mediu, știți foarte bine, nu vă bazați pe acest lucru, pentru că, mai ales, tier 10, penetrații foarte bune, tunuri foarte bune la tier 10, dar în meciurile care le-am jucat cu acest sunt în jur de 100, mi-am primit și bounce-uri. Haideți să vorbim despre puncte slabe. Rezervoarele sunt foarte ușor de distrus, ceea ce înseamnă că riscul ca tu să-i foc este foarte mare și automat, stingătoare automat, deja trebuie să fie lege, să aveți stingătoare automat pe orice tank. Are două cupole destul de mari. La distanțe mici sunt foarte ușor de penetrat și sunt niște ținte mari pentru un tank medium și nu este la fel de mobil precum un T-62A. T-62A întoarce turela puțin mai repede și se întoarce cu șasiul puțin mai repede în dreapta și stânga. Haideți să vorbim despre skill și echipaj. Skill-ul care recomand pe acest tank să fie reparații, cum puteți vedea și la mine, brother arms și camuflaj. De fapt, mai nou, cam de o lună încoace, tot mă gândesc că este o greșeală, ar trebui să fie ca primul skill să fie reparații cu al șaselea simț, apoi camuflaj și de-abia al treilea skill să ne punem brother in arms. Pentru camuflajul pe tankul medii îți oferă un avantaj foarte, foarte mare în momentul în care vrei să păstrezi o distanță medie față de tankurile inamice. Ești foarte greu de spotat cu aceste tunuri, așa că puteți încerca și varianta asta. Încă nu am dat retrain-ul, probabil că o să dau puțin mai încolo la echipaj să-mi pun reparații cu așa să și apoi camuflaj pe toți. Cât despre echipamente, stabilizator, rammer, care la fel îți permite să tragi mai repede, deja că ai cel mai bun rate of fire la tier 10, la fel ca T-62A, tragi mai repede, de ce nu? Plus, haideți să vorbim despre un aspect foarte important. Comparați între Object 140 și T-62A. Object 140 este considerat de foarte mulți jucători o clonă a T-62A-ului. În primul și în primul rând, Object 140 este mai mic decât T-62A. Automat îi oferă un factor de camuflaj puțin mai bun în comparație cu T-62A. 140 o să fie mai greu de spotat. Dar deci diferențele nu sunt enorme, asta trebuie să țineți cont, că diferențele nu sunt enorme. Și în același timp, dacă un tank este mai jos, înseamnă că are un gun depression puțin mai bun. Că tot vorbim de depresia atomului, adică gun depression, Object 140 are de minus 6 grade, adică poate să dea cu 6 grade mai în jos, pe când T-62-ul are de minus 5 grade. Este diferența de un grad, dar este acel grad care face diferența între aceste tankuri și îi oferă un oarecare avantaj. Objectul 140. Când îl avantajează pe Object 140 și acest gun depression, în momentul în care se află la o distanță de aproximativ 15 metri sau mai mică, el abia atunci poate să-și folosească acest gun depression. Abia atunci se simte diferența între Object 140 și T-62A. Dar
având în vedere că este o distanță atât de mică, el este vulnerabil, pentru că poate să inimbrească cu ușurință aceste cupole. Deci, în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, nu ne mai reprezintă un avantaj. Pe hârtie, obiectul 140 este mai rapid, are armură mai înclinată, după cum puteți vedea, frontal vorbind, nu este mai groasă, dar având în vedere că este înclinată la 65 de grade cu grosime de 100 mm, după un calcul făcut de alții, în mod evident, grosimea acestea este de 200 mm, în comparație cu cea a T-62A-ului, care nu este la fel de înclinată și ajunge undeva la 178 de milimetri frontal, la fel cu tot cu unghiul de înclinare. Pentru că ne jucăm la tier 10 și sunt unor foarte bune, să zicem că ți iei bounce la una din 4 lovituri, cam asta ar fi media. Haideți să vorbim despre turelele tancurilor, care reprezintă, din punctul meu de vedere, factorul decisiv când vine vorba de o alegere. În mod surprinzător, și pentru mine m-a surprins, turela la Object 140 este mult mai slabă decât cea de la T-62A. După cum puteți vedea, frontal este de 240 de mm la tun. Și mai sus avem 183, apoi puțin mai sus, 110 și tot ce este deasupra, trecut de această linie, este de 30 și 3, respectiv 37 de mm. Te penetrează absolut orice tank care întâlnești dacă știe să-ți tragă în această zonă. Tot ce depășește această linie este foarte, foarte ușor de penetrat. Am fost penetrat de un Patton de tier 9, a rămas mască, sincer vă spun. Pe când la T-62A este cu totul și cu totul altă poveste. Avem 240 frontal, 214 puțin mai sus, o avem valori de 153, de 95 și această zonă a cupolei este de 214 mm. Și cea mai slabă este undeva în spate, dar greu poate cineva să tragă acolo. Nici pe departe 30 de milimetri cât are Object 140. Am fost pus de foarte multe ori în situația să fac cooldown cu ambele tancuri. Mereu am reușit să fac treabă mult mai bună cu un T-62A decât cu Object 140 din cauza acestei armuri la turelă. Când vine vorba de cooldown, T-62A câștigă din punctul meu de vedere. Așa, pentru cei nu știe ce înseamnă cooldown, este momentul în care tu ți ascunzi șasiul și se vede numai turela și tunul tău. În momentul în care făceam cooldown cu Object 140, îi întregeam undeva deasupra, înspre cupolă și eram penetrat ori în această zonă, după această linie, ori în cupole. Este adevărat că și T-62 are o cupolă, dar nu două. Haideți să vorbim și despre niște zvonuri. Am citit în unele articole că totuși o să modifice în următorul update grosimea acestei zone la Object 140. Acum nu știm cât care o să fie valorile, dar așa au susținut developerii, că îl vor face puțin mai groasă. Acum nu știu cât de mult afectează acest lucru, pentru că alt zvon mai este că Object 140 va fi înlocuit cu Object 430. Și acestea sunt pozele cu Object 430. Din poze îmi place foarte mult cum arată și cred că acesta o să fie cel mai bun tank de tier 10 medium dacă își păstrează valorile care le-au spus și care le-am găsit eu pe internet. Cookie Baby spunea că Object 140, pe era pe server test, este adevărat, Object 140 o să fie cel mai bun tank medium de tier 10. A anunțat în unul din videourile sale că o să fac un video cu un review la acest tank. Sunt curios și el ce are de spus și dacă își păstrează părerea care a avut-o pe serverul de teste. Bun, cu acestea fiind zise, haideți să trecem la gameplay. Ok, suntem într-un match de tier 10, evident, NOR 9 și 10, pe harta Northwest. Avem șanse de câștig destul de bune, 56%, dar, bineînțeles, acest lucru e bine de știut, doar așa,
estimativ, pentru că nu ți asigură victoria. Am observat că pe această artă, pentru tankuri medii, foarte bine să mergi în această zonă, în nord, în zona A2, A3. De fiecare dată când am mers acolo și de câteva ori am avut ocazia, am reușit să cuceresc acea zonă și să-mi asigur victoria de fiecare dată aproape. Cam de 5 din 5 meciuri te-am jucat pe arta asta, acolo am fost mereu, am câștigat zona și am câștigat și meciul. Nu știu dacă a fost noroc, dar na, rămâne de văzut. Ajuns 140, vedeți că se mișcă destul de bine. 50-60 la ora. Am reușit să ajung. Am trecut un T54, după cum puteți vedea. Am spotat Leopard 1. Acum stau și o să testez să văd. Încă a fost prima oară când am jucat pe această hartă. Verificam unghiurile să văd dacă reușesc să nimeresc Leopardul, dar cât pe ce să fiu lovit de artilerie și consider timp pierdut, trebuia să mă duc să câștig teren cât mai mult și cât mai repede. Aici, la fel, pierd vremea absolut degeaba. Leopardul a prins o lovitură în acel T54. Știu că are un reload time destul de mare și T54 spotează E50 și 4-1. Primesc o lovitură laterală de la Leopard, penetrat fără niciun fel de problemă. Tancurile mele rămân să campeze în acea zonă. Momentan sunt doar eu cu T54. Ies, încerc să prind o lovitură în Leopard, în turelă, foarte ușor de penetrat în turelă Leopardul, dar din păcate ratez. Încerc să nimeresc pora la E50, mă grăbesc și ratez. Încercam să facem treabă bună cu acest E54. Fără probleme nimeresc lower plate-ul la E50, având ghinare de presie atomă foarte bună. Și primește o lovitură probabil la băieții care sunt așezați în această zonă și campează. Noi acum spotăm pentru ei și ei își fac treaba. Deci nici l-am scos. 4 nu-l văd. Prefer să trag în el pentru că e cel mai expus. Coboară. Încearcă să ne flancheze. Încerc să... Uf, primește de 100 de lovituri foarte bună de 54. Încerc să mă opresc, să mă bag cu acel paton, dar... De nicăieri apare acest S7 și îmi strică absolut orice combinație aș vrea să fac cu acel paton. Da, vorbesc în termeni academici. Aici am greșit foarte mult, trebuia să fi plecat că am avut ocazia. În schimb, asta să trag în paton și m-a costat o lovitură. Prefer să mă bat cu cei din față, nu vreau să-mi de face cu acel S7 în momentul acesta. Așa că l-am spotat. Am văzut că pot trag. Am încercat oricum din mers, dar în mod evident sunt de să nimeresc. Deci, nu cred că m-a observat, așa că profit de ocazie și prind o bucată. Joc puțin mai agresiv în această zonă. Scoate, deci mă uit în spate, mi-a murit colegul. Prefer să cobor. Eram înconjurat. Mă ratează cei din spate, nu știu exact cine a tras. Acum, în momentul acesta, patru cel mai expus. El vrea să-l scot primul în momentul acesta. Aici nu pot să ridic nu prea mult, dar coboară patonul, mulțumesc, frățioare. Vine și lovitură. Reload time-ul ajută foarte mult, am încărcat imediat și am prins a doua lovitură. Și până să plece, am reușit să scot patonul. Aici la final și nu trebuia să cobor, trebuia să mai rămân pentru că și nu avea cum să mântrească, așa că mi-a prins o lovitură foarte bună. Și mi-a luat și amoreacul, repar. Este toate de 1 versus 1, cum vedeți că fac acum. Și am greșit foarte mult pentru că m-am depărtat foarte mult de tank. Tot timpul în situațiile acestea vrei să înconjuri un tank, trebuie să fii foarte aproape. Iar arată acolo că am încercat să-i nimeresc șinelele. El nu mă iartă, mă lasă cu 22 HP. Am băgat god, nu l-am penetrat în laterală. Uf, trage E100. Ce bine să ai onest. În sfârșit au coborât și băieții și nu m-au lăsat să mor ca un câine. Rămân cu 22 HP. Mare greșeală din partea mea că mi-am păstrat distanța. Trebuie să fiu foarte aproape de IS-7 ca eu să-l pot încercui și el să nu poate să mă nimerească. Am ajuns la 3000 damage. Finally, în sfârșit, au coborât. Mă duc înapoi sus să mă ocup de băieții care au mai rămas. Așa îmi place mie să joc cu genul acesta de tank cu T60 de obiectiv, să joc agresiv pentru că nu permit aceste tankuri. Am prins o lovitură pe acel 50, încă am deschis. L-am scos, nu l-am iertat. Acum un act tiger a fost spotat ultima oară acolo. Cu foarte mare grijă încerc să-l spotez. Și apare.
Nu m-am grăbit, nu știam dacă se uită la mine sau nu. Așa să mă apropii mai mult de el, să prind o lovitură mai bună. Văd că încă nu și-a dat seama că sunt aici. Țintesc Shenila. N-ar să o distrug. Dar a ferit Lotai mă ajută foarte mult în această situație. Priviți. I-am distrus Shenila. Am așa să văd dacă și-o repară. Am văzut cum și-o repară. Așa că eu voi continua să trag în prima Shenila unde distrug. Și sărac n-ar să facă. Trebuie decât să-și accepte moartea în acest moment. Free damage. Săracul tigătunul și acceptă soarta. Știe că este mort. Rate of Fire m-a ajutat din nou foarte mult. Și am scos un Yak Tiger de la viață full. 4930 damage. Avansez, a mai rămas artileria care a încercat să mă nimerească la început. Speram să fie pe aici. Hop! Și uite că apare. O lovitură, îi dau și foc, am scos-o. 5380 damage, băieți. Haideți să vă arăt și în plate-urile. Și un OR5 frumușel cu 10200 experiență și 100 de mii bani făcuți cu medalia de sniper. 5380 damage, 5 kg, 1360 experiență netă. Primul din echipă, la fel, din match de fapt, și ca experiență și ca damage. Și am ieșit cu un profit cu 38.000. Cu premium 4.000 făceam fără, dacă trăgeam munițiile la gold, cred că făceam mai mult. Cred, sigur făceam mai mult. Dar și acesta a fost meciul în care am atins maximul de experiență. Am făcut și 3.000 de damage spotat. Acum e damage do your assistance, nu mai damage upon spotting. Mă drăguț, n-a fost modificarea asta. Și cum puteți am damage receive de 3030. Ok, băieți, acesta a fost gameplay slash review la Object 140. Și ca o mică concluzie, dacă ar fi să aleg dintre Object 140 și T62A, în primul și în primul le aleg pe amândouă, după cum vedeți, le-am pe amândouă, pentru că îmi place așa doar acest stil de gameplay. Object 140 îl pot asocia ca stil de gameplay cu T54. Eu când am trecut la T54 la T62A, a fost destul de greu să mă acomodez, dar de când am trecut la T54 la Object 140, mi-am dat seama că stilul este cam același, dacă aș putea spune așa. Și da, este un T54 la Tier 10, vorba lui Ștampila, să citesc pe un prieten cu care mai joc eu. Din păcate, oricât de mult îmi place acest tank, îl consider superior pe T62A. Acum rămâne de văzut dacă o să fie implementat Object 430. Poate părea să mi se schimbe în timp, dar am ajuns la 100 de meciuri cu obiectul 140 și deși aș vrea îl consider mai bun. Cu toate că obiectul 140 excelează din anumite puncte de vedere, dar nu sunt de ajuns. Așa că sper că v-a plăcut acest gameplay, slash review cu obiectul 140. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like. Dacă sunteți de altă părere, puteți să-mi scrieți în comentarii și dacă mai doriți videouri de genul, un subscribe nu strică niciodată. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare v-am lăsat. Ciao. You are the chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join them.